Duminică va avea loc la Buzău etapa de zonă la mini-fotbal amatori. 9 echipe împărțite în 3 grupe se vor lupta pentru calificarea la turneul campioanelor de la Deva. Însă doar câștigătoarele grupelor se vor bucura de acest privilegiu. Din păcate, tragerea la sorți n-a fost favorabilă reprezentanței județului Buzău. Fortuna Buzău va concura cu campioanele din București și Constanța. Mai participă echipe din Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Tulcea, Galați și Ilfov. Fortuna Buzău face parte dintr-o serie, dacă putem spune așa, a morții, pentru că întâlnește, cred că, două dintre cele mai valoroase adversare pe care ar fi putut, de care ar fi putut să aibă parte, respectiv ABC United București și echipa campioană de la Constanța. Cine mai vine? Ce echipe mai vin la acest turneu? În afară de acestea pe care le-am reamintit, sunt echipe de la Târgoviște, Râmnicu Vâlcea, Tulcea, Galați, mai avem echipe din sectorul agricol Ilfov și adiacente, să spunem, Bucureștiului, unde sunt campionate independente. Iubitorii sportului cu balonul rotund vor putea vedea la lucru foști internaționali români care, odată cu înaintarea în vârstă, s-au reorientat spre mini-fotbal. De exemplu, ABC United București îi are în componență pe Marian Aliuță, Petre Marin, Gigel Coman sau Ciprian Mozacu. Sunt foști jucători ai naționalei României, reamintim aici pe Aliuță, Petre Marin, Gigel Coman, Cătălin Liță, Ciprian Mozacu. La fel sunt și jucători, să spunem, internaționali, în componența unor echipe. Avem cunoștință, cel puțin la una din adversara Fortunei, chiar și un brazilian, care l-au în lotul lor. Din câte știu, sunt și doi jucători din Republica Moldova care sunt la echipe diferite, care vor participa la această fază zonală. Maratonul fotbalistic de duminică se va desfășura pe parcursul la 9 ore. Reprezentanta Buzăului, Fortuna, va întâlni de la ora 11 pe ABC United București, iar de la ora 17 pe reprezentanta Constanței.